Ziua de 2 octombrie a fost una specială pentru echipa de basket Steaua București. A fost ziua în care capitanul Andrei Mandache a serbat împlinirea a 32 de ani. Și, așa cum este bine unei echipe unite, ziua capitanului a fost serbată chiar pe parchetul sălii de sport Mihai Viteazul, locul unde Steaua își dispută meciurile de acasă. Deși se află abia la al doilea sezon în tricolul roșu-albastru, Andrei este extrem de apreciat de către coechipier, dar și de către noul antrenor din Ghencea, Cătălin Burlacu. În primul rând, Andrei este un jucător exponențial în România. Un lider de echipă, este capitanul nostru de echipă, este un băiat extraordinar de muncitor, un exemplu pentru tinerii care urmează să ajungă la nivelul diviziei naționale. Este un exemplu și în viața de zi cu zi. El este practic un tată devotat, un familist convins. Andrei Mandache este un adevărat exemplu pentru întreaga echipă. Capitanul roșu-albaștrilor l-a luat sub aripa sa pe tânărul Ștefan Daniel Mâinea, alături de care împarte camera în cantonamente și deplasări și căruia îi oferă sfaturi zi de zi. Cu sinceritate, este un model de urmat, mai ales pentru sportivii de vârsta noastră. Este un model demn de urmat pentru că are un program al lui. Felul în care își organizează programul, se trezește dimineața de vreme și face exercițiile, se pregătește și atât psihic cât și fizic de meciuri, e ceva nemai întâlnit pentru mine, cel puțin până în momentul de față. De la aniversarea capitanului Stelei nu putea lipsi familia acestuia. Soția și cei doi copii al lui Andrei Mandache și-au făcut apariția în sala Mihai Viteazu chiar în timpul unui interviu acordat Steaua TV. De această dată chiar pot să mă bucur de ziua mea de naștere, pentru că în trecut de obicei aveam meci. Cam în perioada asta începea sezonul și eram ca tot timpul ba plecat, ba angrenat, să zic, 100% alături de echipă. Și cum mă bucur că am avut și familia alături de mine, o surpriză nemaipomenită. Am transpirat, cred că mai mult decât o să transpir în acest antrenament. Vă mulțumesc și vouă. Nu știu, sunt fără cuvinte, e wow. Știți cum e, cu timpul ne dăm, nu mai acordăm importanța, o importanță foarte mare acestei zile și acum mi-am dat seama că chiar nu trebuie să uităm despre tot ce înseamnă o zi de naștere.